mulțumim, dragi spectatori, fiindcă sunteți aici alături de noi pentru a celebra 2 ani de la fondarea Asociației Debra Moldova. Vă mulțumim că sunteți prezenți, că v-ați alăturat la expoziție. Și vă spunem un bun venit tuturor celor care v-ați alăturat nouă și rămâneți alături de noi pentru a susține fluturașii. Ei au nevoie de ajutorul nostru. Debra Moldova este o asociație care a fost fondată acum 2 ani. A fost creată cu scopul de a apăra drepturile bolnavilor de epidermoliza buloasă, sau cum se mai spune în popor, boala fluturașului, pentru a le oferi o șansă de a trăi celor ce suferă de această maladie grea și usturătoare. Președintele și fondatorul acestei asociații este brat Eugen, un tânăr care suferă și el de această maladie și care mereu este dispus să le acorde ajutor semenilor săi. Timp de 2 ani de zile s-au făcut multe. Datorită fondării Asociației Debra Moldova au fost sesizate autoritățile, îndeoseb Ministerul Sănătății, care a mers la o colaborare fructuoasă cu Debra Moldova. În așa mod s-a făcut un pas spre ajutorarea bolnavilor de epidermoliza buloasă. S-au procurat pansamente costisitoare care le-au redus din suferințe. Aceste pansamente, până nu demult, erau practic un vis irealizabil. Fără acestea, viața fluturașilor e un adevărat calvar. Și să știți că, conform statisticilor făcute de Ministerul Sănătății din Republica Moldova, există în jur de 54 de persoane care suferă de această boală, la prima vedere, nu atât de dureroasă, dar care este un calvar adevărat, boala fluturașului. În realitate, sunt cu mult mai multe persoane însă. Chiar cu câteva săptămâni în urmă au apărut 2 fetițe de 2 ani și jumătate și respectiv 1 an și jumătate care recent s-au alăturat ca membre în Asociația Debra Moldova, pe care la fel le dorim să le ajutăm și să le oferim toată susținerea noastră. În asociație sunt 27 de persoane care fac parte din membrii asociației, dar care suferă chiar de această boală, boala fluturașului, dintre care 16 maturi și 11 copii. Iar noi continuăm programa noastră artistică cu o tânără interpretă de muzică populară. Este vorba de Galina Maleca. Haideți să o întâmpinăm cu cele mai frumoase aplauze! Vă mulțumesc! Ce-nverzea prin care alergam cu surioara mea.